Printre cei care vor cânta în noaptea de revelion la Suceava se numără Cerebel, care va interpreta piese precum Plânge sufletul meu, Petre sau Căbum. Am stat în mâini, m-am pus în cap să fac un ban. Muream de nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție să-mi depășesc condiția de golan. Va urca pe scenă și cea mai de succes trupă suceveană Odisei, cu melodiile Rana, cel fără de nume, Cântec pentru tine, dar și cântăreții de muzică populară Gabriela Teișanu, Alexandru Reculciuc, George Finiș, Sofia Vicoveanca, dar și o trupă îndrăgită, mai ales de tineri, Maxim. Scena de pe care va fi dat startul distracției de revelion va fi amplasată în parcarea molului din Lunca Sucevei, care a devenit gazda acestui eveniment de amploare la care participă mii de suceveni an de an, odată cu modernizarea zonei centrale și crearea parcărilor subterane. Primarul Ion Lungu a precizat că pentru acest eveniment au fost alocați de la bugetul local 50.000 de lei, aceeași sumă fiind pusă la dispoziție și din partea molului în baza parteneriatului încheiat cu Consiliul Local Suceava. La miezul nopții, conform tradiției, cea care va cânta pentru suceveni este îndrăgita interpretă de muzică populară din Bucovina, Sofia Vicoveanca. Programul integral al revelionului în aer liber cuprinde: la ora 21:30 vor performa Gabriela Teișanu, Mirela Anei, Alexandru Recolciuc și Simona Hrițac. Începând cu ora 22 va urca pe scenă cunoscutul interpret Cerebel, la ora 22:30 programul continuă cu Dana Dăncilă, Doina și Ciprian Petroaie, urmând ca la ora 23 să urce pe scenă trupa suceveană Odisei. Începând cu 23:30 vor concerta George Finiș, Nicoleta Hafiuc și Sofia Vicoveanca. La miezul nopții cerul va fi luminat timp de un sfert de oră de focuri de artificii, iar după spectacolul pirotehnic va urca pe scenă trupa Maxim. Spectacolul de revelion va fi încheiat de Nicolae Vieru, Gheorghe Rotaru și Rodica Andronic.